Coaliția asta a stabilității, că văd că-s discuții acum și pe la domnul Bolojan și pe la alți lideri din PNL, vă întreb și pe dumneavoastră ce a livrat Coaliția Stabilității în numele acestei stabilități. Că stabilitate înțelesesem noi că înseamnă majoritate necesară unor reforme, poate unele mai dureroase, care să se întâmple fără derapaje, fără riscuri de, de, de derapaje și așa mai departe. Orice am văzut noi că se întâmplă este nimic. Stabilitatea a însemnat să rămână lucrurile cum erau. Da. Sunteți mulțumit de stabilitatea asta? Uh, o să vă dau un răspuns sincer. Uh, cât pot eu de sincer, ca politician. Contează foarte mult ca politician să ai bine pentru că nu ai nevoie de, de dușman. Tu trebuie ca primar mai ales ca să livrezi comunități. Nu am fost, uh, și să știi acest lucru, un, unul dintre cei care au susținut această coaliție cu PSD. Da. Trecând peste asta, pot să recunosc că, în ceea ce privește anumite reforme, nu a excelat această coaliție, dar, și este important acest dar, dacă ne uităm la proiecte, la contractele semnate, la proiectele începute sau care sunt în implementare în acest moment, pot spune că coaliția a livrat. Deci, pe partea de, cum să vă zic eu, de a face proiecte concrete da? poduri, pasaje, centura Bucureștiului, multe alte lucruri radiale și așa mai departe. Vorbesc despre București. Și pe spitale au avansat. Deci sunt zone, da? sunt zone în care s-a mers foarte bine această coaliție. Și mă refer la cele proiecte specifice, clare, concrete, ușor de individualizat și, pus pe hart. Iar iarăși în același exercițiu de sinceritate, că așa vreau să fac polică sincer, sunt zone în care pe anumite reforme nu s-a insistat atât de mult cât trebuia să se insistă. Dar s-au făcut, a fost și o guvernare care a fost într-o perioadă destul de grea, dificilă, de criză economică, aduceți-vă aminte de probleme din energie. Și cum am evitat, da? acest ministru al energiei, care este hulit peste tot, cum a evitat primăsurile pe care le-a luat, problemele sau creșterile de prețuri care s-au întâmplat în alte țări care au uh, atenat foarte mult în bugetul uh, cetățenilor lor. Da? S-au făcut lucruri, n-a fost da, o guvernare chiar ușoară.